A fost forfotă mare astăzi în bucătăriile din Bucovina, acolo unde hotelurile sunt pline de turiști. S-au pregătit cele mai alese mâncăruri pentru masa de ajun. Colegul meu, Cristian Cosmaciuc, se află într-un loc de vis ca acesta. Bună seara, Cristian, cum este acum acolo? Bun găsit! Gazdele au pregătit totul în cel mai mic detaliu. Au scos preparatele din afumători, au pregătit platourile îmbelșugate cu tot felul de bunătăți, iar ceaunele au ars toată ziua pe foc pentru mămăliga ce a însoțit brânza cu smântână sau ostropelul de pui. Păstrăvul și berbecuțul la ceaun au fost anul acesta printre preferințele turiștilor aici în Bucovina. La fel de gustoase sunt și poalele în brâu, dar și cozonacii pufoși sau colacii rumeniți cu care gazdele își întâmpină oaspeții. După o zi întreagă în care s-au plimbat prin stațiune, au mers la pârtie sau la zona de agrement de aici, din Gara Humorului, evident, turiștii s-au întors la cazare înfometați și nu a mai rămas nimic pe mese. De acum, aici la bucătărie, au loc pregătirile pentru următoarele zile de Crăciun. Bucovina a fost mereu una dintre zonele preferate ale turiștilor din întreaga țară și, până la urmă, cum altfel, pentru că preparate ca aici nu se mai găsesc niciunde altundeva. Așadar, vorbim despre un grad de ocupare de aproape 100%, pentru că la pensiunile din zonă abia se mai găsește câte o cameră disponibilă. Turiștii au avut cu ce să se delecteze în ziua de ajun. De altfel, zona Bucovinei este renumită pentru deliciile sale culinare. Prima impresie a fost foarte bună. Sunt mulțumit în nota care sunt obișnuiți turiștii când vin în Bucovina. Și asta pentru noi înseamnă mult. Ne dă satisfacție că este multă muncă în spate la ceea ce pregătim pentru turiști, care vin din toată țara și nu numai din țară, vin din Europa. Toată ziua tigăile au sfârâit pe foc, iar oalele cu sarmale au dat pe din afară. Secretul? Da, mult suflet, multă dăruire și multă dragoste, aș putea spune. Și, bineînțeles, rețetele moștenite, care, dacă nu am avea rețetele, nu are și ei. I-am așteptat pe turiști cum ne-au învățat părinții noștri, bunicii noștri de moși rămoși, cu preparate din porc, cu preparate din vânat, cu sărmăluțe, cozonaci, cu mâncare de post, cu mâncare făcută după rețetele noastre tradiționale. Turiștii veniți din țară și din străinătate nu au rămas dezamăgiți de ce au găsit anul acesta. Mâncarea extraordinară. Partea bună e că este îndestulată, dacă vorbim de Bucovina, vorbim de bucate, de tot ce trebuie. Partea proastă este că trebuie să faci pauză între mese, că altfel risc să nu te mai ridici de aici. E bună mâncarea, au bucătari buni. E bună, sigur că da, e gustoasă, e bună. Ideea noastră, cum să zice, bucate de aici. Cred că de aici, pe pământul ăsta, toți cartofii sau ce... Animalele au fi crescute aici, împrejur, nu? Prețul minim pentru 4 nopți de cazare a fost de 2000 de lei de persoană.